Edilul șef al municipiului Roman face referire la decizia prefectului de a trimite corpul de control al prefectului la primăria Roman și la compania Apaserv, susținând că un asemenea control este binevenit, dar mirându-se în același timp că acest control este trimis exact în ultima săptămână de campanie electorală de către o instituție care teoretic este apolitică. Că problemele trebuie să le caute la Consiliul Județean. Și, repet, sunt probleme de sistem, nu neapărat probleme legate de oameni. Și o altă problemă care trebuie rezolvată de Consiliul Județean ar fi o cartografiere a rețelelor de apă și de canalizare de pe raza municipiului Roman. Dacă, într-adevăr, vor să facă ceva. În rest, v-am zis, din punctul de vedere al documentelor, noi suntem foarte liniștiți. Nu avem absolut nicio problemă și acest control, când va veni, le vom pune întreaga documentație la dispoziție. Ar fi fost interesant dacă un astfel de control s-ar fi realizat și la Piatra Neamț, atunci când 4 zile municipiul Piatra Neamț a rămas fără apă. Dar n-am văzut așa ceva, cred că nu erau alegeri în perioada aia, probabil. Primarul Lucian Micu a infirmat zvonurile potrivit cărora apa ar urma să se ia din nou peste câteva zile. A fost o avarie, s-a remediat avaria, e o problemă, nu se astupă, încă trebuie lăsat o perioadă pentru a vedea cum evoluează lucrarea, dar nu se mai ia apa. S-a anunțat iar că se mai ia încă pentru 3 zile apa, tot felul de zvonuri și na, eu pot să le și înțeleg că e o săptămână mai încărcată, probabil, pentru unii și e încărcată că nu au cu ce să-și ocupe timpul. Și asta e modul lor de a-și umple timpul. Însă eu tot ceea ce vreau să spun este că nu se va lua apa. Lucrările care se fac în perioada aceasta nu presupun sistarea furnizării cu apă. Și mai mult decât atât, iarăși a apărut o discuție legată de sectorizare. Păi e vorba de magistrala de alimentare cu apă. Nu avea niciodată cum să fie această magistrală sectorizată, mai ales că nici nu știau pe unde este. Într-un comunicat trimis presei, primarul Lucian Micu consideră că acțiunea prefecturii este complet justificată și își exprimă încrederea că acest control va fi corect și nepărtinitor politic.